Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi aș vrea să vă povestesc despre o paletă de ping-pong foarte scumpă sau poate cel mai accesibil phablet performant, cel mai mare phablet, cel mai mare struțocămilă dintre telefoanele pe care le avem disponibile astăzi, adică Huawei Ascend Mate. Și până de curând, pentru români, Huawei nu înseamnă mare lucru, dar Huawei este al treilea număr global și de acum fac cel mai mare phablet, care vine într-o cutie foarte mare. Și deși cutia pare mare, ia uite cât de mică este marginea în jurul telefonului, pentru că telefonul este cât cutia. Este o paletă, ziceam, mare de ping-pong, de 200 de grame, cu un ecran cu diagonală de 6,1 inch. Dar hai să-l pornim. Deja l-am pornit și este în standby și puteți vedea deja un ecran IPS de foarte bună calitate, cu o rezoluție HD de 720 de puncte. Este doar 1280x720 rezoluția, așadar avem 720p, nu ca alte telefoane de pe piață zilele astea cu smartphone-uri care se laudă cu rezoluții de 1080p, însă surpriza este că deși nu este 1080p, chiar și pe o diagonală de 6,1 inch arată neașteptat de bine. Este neașteptat de bună imagine, de clară, de bine definită, deși e o provocare să faci un astfel de telefon cu o diagonală atât de mare pentru că va consuma foarte mult curent, iar bateria lui este de 4050 de mAh, ar să ducă în teorie 216 ore de standby. Însă, odată ce le folosi intens, se va duce într-o zi obișnuită de utilizare dacă ai de gând să lași ecranul ăsta tot timpul aprins. Avantajul este că neavând foarte mulți pixeli înghesuiți, doar o rezoluție de 720 de puncte, nu are nevoie la fel de multă lumină care să treacă printre pixelii înghesuiți. Și, din nou, exact cum spuneam, se vede bine. Este atât de mare suprafața asta imobiliară de pe ecran, încât nici măcar nu ai nevoie să intri într-o zonă suplimentară de meniu ca să vezi toate aplicațiile, pentru că ai deja în ecranul principal organizate în astfel de foldere, cum sunt cele de la Google, cele sociale, administrarea lucrurilor de genul ăsta, instrumente. După cum puteți vedea, telefonul se mișcă neașteptat de bine, pentru că este un quad-core de 1,5 GHz. Și o să mă întrebați ce procesor? Păi procesorul e făcut tot de Huawei. Este un procesor propriu și personal al lor. Iată, chinezii fac din ce în ce mai mulți procesoare. Hai să vedem un pic cum arată ca telefon. Pe față este relativ impersonal, o siluetă dreptunghiulară care nu spune nimic. Singurul lucru care este în evidență este sigla de sus, dar foarte mică, în dreptul difuzorului și a camerei frontale, care, apropo, filmează 720p și face poze de 2 megapixeli. Margine neagră în partea de jos. Însă, ce mă încurcă este că în loc să pună butonul de meniu, de home, de meniu de întoarcere și contextualul, în loc să le pună aici, în partea de jos a ecranului, le-au pus pe display. Putea să mai câștigi un pic de suprafață pentru alte aplicații. Asta e o chestie care, unde s-a mai economisit niște bănuți. Pe lateral avem pe cantul drept butonul de volum și butonul de blocare-deblocare ecran. În partea superioară conectorul jack pentru căști și slotul prin care voi introduce la locul lui SIM-ul, care aici se potrivește un micro SIM de acum, nu un SIM de mărime normală. Așadar, telefonul este capsulat, bateria este lipită înăuntru. Pe lateral aici putem băga un micro SD de până la 32 de giga ca să completăm memoria internă de doar vreo 8. Și în partea inferioară conectorul micro USB pentru încărcare și microfonul. Pe spate are difuzorul mono, camera de 8 megapixeli cu LED-ul flash și al doilea microfon pentru compensarea de zgomot ambiental. Așadar și Huawei folosește acum această tehnologie. În rest, un telefon pe spate cu o carcasă neagră mată, după cum puteți vedea și voi, care va rezista bine la zgârieturi. Marginea asta de asemenea nu este lucioasă și va rezista și ea destul de bine. Mă încurcă puțin muchia asta înălțată de sticlă. E Gorilla Glass de generația întâi pe ecran, protejată pe lateral cu niște policarbonat, iar policarbonatul este destul de subțire și nu va prelua foarte bine șocurile la un șoc de genul ăsta. Riști ca telefonul să facă praf. Oricum, la cele 200 de grame pe care le are, orice căzătură va fi o problemă. Hai să vedem ce mai are în cutie, dacă tot facem un unboxing. Asta este cutia în care el a venit la mine la test. Vă spuneam, o cutie relativ mare, pe care o cutie albă pe care nu am să zic mare lucru despre ea. Însă, în interior, ce m-a distrat foarte tare este felul în care a organizat cablurile și culoarea lor. Toate sunt albe, deși telefonul este negru. Seamănă izbitor cu cele de la, inclusiv țipla în care sunt prinse, seamănă cu cea de la Apple, pentru că în fabrica Foxconn, acelor de la Huawei, se produce și iPhone-ul până în alta.
avem cablul USB-micro-USB, căștile, care seamănă din nou, cel puțin partea de difuzor, seamănă izbitor cu cele de la iPhone din prima generație și a doua, conectorul, iarăși, rings a bell, și aici butonul de oprit pornit apelurile sau de pauză pe sunet. Mare atenție cu cele încărcați, având o baterie atât de mare, încărcarea va dura suficient de mult, iar acest încărcător este de 2 amperi oră. Asta înseamnă că, în teorie, ar să încarce telefonul aproape de 100%, în vreo 2 ore. Încărcătoarele de 500 de miliamperi, adică de 0,5 amperi, vor încărca telefonul în 8 ore. Dacă avem 4000 de miliamperi, la 500 de miliamperi pe încărcător, 8 ore încărcarea. Cu acest încărcător, ceva mai sănătos, un încărcător de tabletă, se va încărca în timp util. Varianta care am la mine este cu priză de Statele Unite, dar sunt convins că pe piața românească vor aduce cu priză corespunzătoare. Aici foarte multe pliante pe care nu le vei citi niciodată și cam asta a fost și cutia. Hai să vă arăt un pic de browsing pe ecranul ăsta. Hai să vedem de ce este capabil. Așa arată ecranul principal. În ecranul principal, meniul lor, user interface-ul lor, se numește Emotion, dacă e important pentru voi lucrul ăsta, și în momentul în care apeși pe butonul din mijloc, ai la dispoziție deblocarea ecranului, trecerea pe SMS-uri, camera foto sau video și apelurile. Și hai să trecem, doar să deblocăm ecranul. Asta vezi în ecranul principal. Puține intervenții pe user interface. Iconițele arată suficient de bine. Interesant e că arată plate, în culori pale. Sună cunoscut? Face și Apple ceva de curând în stilul ăsta, cu iconițe de genul ăsta. Arată bine, iar dintre tehnologiile de la bordul telefonului vă pot spune că are Wi-Fi până la clasă N, Bluetooth de 4.0, toate opționalele pe care le aștepți de la un Android de bună calitate. Aici avem, pe exemplu, widgeturile de conectare la rețele mobile și alte asemenea. Aici mă așteptam să deschidă meniul contextual de Wi-Fi, uite că nu o faci. Mai au de lucrat cei inginerii de la Huawei pe partea asta de optimizare. Hai, deschide Wi-Fi-ul. Dă-mi Wi-Fi. Așa arată și zona de meniu. Fii atent că se încăpățânează, nu vrea să deschidă Wi-Fi-ul. Hai înapoi. Gata, l-am pornit. Hai să legăm la o rețea. Dacă vreți să ne furați parola, dacă meniți pe la noi prin zonă, vă dăm și net gratis. În momentul ăsta le conectăm la internet. Așadar, exact cum spuneam, Wi-Fi de clasă N, iar telefonul este capabil de conectare la rețele mobile la cele mai înalte viteze. Huawei este și producător de antene de telefonie mobilă, așadar vitezele de descărcare pe care le poți aștepta sunt de nivel dual carrier. Ce înseamnă dual carrier? Pe un astfel de telefon înseamnă viteze de până la 42 de megabits pe secundă. Nu cred că o să tragi vreodată 42 de megabits pe secundă pe telefonul ăsta, dar hai să vedem ce înseamnă să deschizi. Așa arată momentul în care deschizi Google-ul. Ei aniversează astăzi, în ziua în care fac eu testul, incidentul de la Roswell. Așa o să vă puteți da seama cât de repede montează omul nostru când o să vedeți clipul pe blog. Hai să deschidem un pic și blogul. Dăm căutare cu Bucnici pe Google. Se deschide, navighează suficient de repede, este așadar un quad-core decent. La 1,5 GHz nu este cel mai rapid, cu siguranță, dar nici cel mai lent. O să încerc să trec eu în vizualizare desktop. Poate arată mai bine, că așa versiunea mobilă nu e foarte bine optimizată. Așa arată când deschizi... Hai, rotește-te, bravo! Așa arată când deschizi un site. Calitatea imaginii, exact cum vă spuneam, de foarte bună calitate. Display-ul IPS este ca și cum avea o tabletă în buzunar. La 6,1 inch în diagonală e mai mult decât suficient. Și hai să deschidem și un clip de pe site de la mine. Să vedem ce înseamnă să vezi video pe o asemenea suprafață imobiliară. Salutare tuturor și bine am regăsit! Astăzi vreau să fac cunoștință cu iPad-ul chinezesc. Glumesc. Este un Huawei MediaPad. Și hai să-l forțăm în 1080p. Să vedem dacă duce procesorul lui. Iată că se descurcă. Dar mai sunt lucruri de optimizare la sistemul de operare. Pentru... Am dat pauză. Pauză. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Deci mai sunt lucruri de optimizare la sistemul de operare. Sper doar că era una dintre variantele incipiente ale sistemului de operare și va primi cât de curând și niște mici update-uri, niște mici tweak-uri. Însă cu siguranță o să-l iei și o să te joci cu el. Și o să-ți mai pui tu degețele pe acolo să schimbi user interface-ul și lucruri de genul ăsta. Important e că se mișcă bine. Ai un ecran mare la dispoziție pe care poți face o grămadă de lucruri. Ia să-l aducem și pe prietenul nostru aici la poză. Stai jos. Bun.
focalizare prin atingere. Așa. Hai să vedem și o poză. Nu găsesc pozele pe care tocmai le-am făcut, dar cu puțină răbdare cred că le voi găsi. Concluzie. Dacă ai nevoie de un telefon mare, cel mai mare phablet de pe piață, dacă nu e în considerare și enormitatea aia de la Asus numită PhonePad de 7 inci, sau poate Samsung Note de 8 inci, acesta are 6,1 inci. Și dacă vi se părea Samsung Galaxy S4 mare la 5 inci, iată că se poate mult mai rău sau mai bine, după gust. Cu siguranță va arăta extrem de ciudat în mâna unei domnișoare, dar va acoperi nevoile unui utilizator intens de internet, de video, de browsing, cineva care are nevoie, vă spuneam, de un ecran cu suprafață mare și cu o baterie de 4000 de mAh pe un ecran bun, cu o conectivitate bună, cu puțină străduință la niște optimizări de software, cred că poate fi un device excelent, care cu siguranță va veni și la un preț mai bun decât toți ceilalți concurenți, că cei de la Huawei trebuie să bată în primul rând la preț ca să bată și în Europa, pentru că deocamdată sunt number one în Asia și în America de Sud. Mare atenție, că vin puterne din urmă și umblă vorba că ar vrea să cumpere și Nokia, dar despre asta vorbim altă dată. Cam atât despre Huawei Ascend Mate. Până data viitoare, numai bine, nu uitați să ne dați like, subscribe pe YouTube, share, tweet, plus 1. Mi-a scăpat ceva? Încercăm să ne urcăm și pe Vine, că de curând. Până data viitoare, numai bine.